Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe Ira Games. Astăzi vom încerca Internet Cafe Simulator 2. Păi de ce am luat eu joculețul ăsta? Pentru că avem o mică nostalgie, adică eu sunt un pic nostalgic după vremea când mergeam la Internet Cafe, tati. Și o să aveți, în această serie câteva povestiri din experiența mea cu Internet Cafe. N-am fost eu așa un mare umblăreț sau un mare consumator de Internet Cafe, dar cei de generația mea știu despre ce vorbesc când spun Internet Cafe. Bun, hai să dăm drumul la joc și de-a lungul episoadelor o să auziți ceva povestirii de la mine. Îi dăm aici start, îi dăm un denumire, îi scriem așa Iona Net Space. A. Deci, tati, deci care era treaba cu Internet Cafeului pe vremea mea? Am fost așa bătrân, zici că sunt, zice, astea sunt WSD, sare, inventory, tab, skill X, lovești, control, te lași pe vine, așa tati, bun, hai, cine e acolo? Stai aici acasă la mine, get off the apartment, ești afară din casă. Cine e o tantie să zice așa? My wife. Are 25% moralul. Ia. Dacă îi cumpăr mobilier, 1000, dacă îi schimb mobilier, 1000 de dolari. Vai. Send a job. Nu pot să muncesc pentru că am o dispoziție proastă. Are, cum zicea tantia aia, are frezoane și o ia cu transpirație. Să-i dau bani. Ai de capul meu. Am plecat. Frigiderul gol. Toți iar vrea să muncească, singura alternativă este să merg eu să fac o afacere din Internet Cafe, să facem rost de bănuți. Da? Deci care era treaba cu Internet Cafe pe vremea mea? Vorbesc de anii 2000. Da? Mergeam la... erau niște săli cu mai multe calculatoare, unde închiriai cu ora un calculator la care să te joci. Sau... sau... mă, este... deci eu sunt aici, Internet Cafe-ul aici, second hand shop, club, discotecă, miner de Bitcoin. Da, mergeai acolo să închiriezi calculatorul, de regulă la jocuri, aveai și câteva calculatoare pentru internet, dar pe internet n-aveai ce să cauți, nu era cu YouTube-ul, cu astea, stăteai pe, efectiv pe Mirc, Mircul care era o, cum ar fi acum, o combinație între MES și Discord, ceva de genul. Aduc aminte de celebra, intrai pe niște canale, eu intram pe canalul Ploiești, pe canalul București și acolo erau mai mulți, uite-l pe Trump, cu verde. Domnul președinte, ați mâncat ceva, ceva cu tare? Ce fac ăștia aici? Hai da, o pisică. 1, 2, 3, 4. Da, și stăteai pe Mirc, scriai celebra fraza început, ASLPLS, age, sex, location, please. Da, și după aceea intrai de vorbă cu fete, cu băieți, nu știu ce e acolo, pentru că puteai să-ți dai oricând altă identitate. Bun, să nu vă speriați că am ceva aici la degețel, am un bandaj care este cu verde și de asta nu-l citește imaginea. Asta am aici și în spate green screen-ul și de aceea camera nu-l ved. Asta este Iona Net Space, care este închis. Un garaj murdar, plin de... nu este curent, este mizerie, să iau mofă curățenie. Da, ce era mișto acolo, era o oră costa, o oră de la Internet Cafe costa 10.000, cum ar fi acum un leu, și între jocurile de pe vremea aia pe care le jucau oamenii, și bine, tineretul, tati, tineretul din viața, era Counter-Strike 1.6, nu prea am fost eu fan al jocul ăsta, eu jucam un shooter pe vremea aia, se numea Project Digi, da, atacai niște, nu știu pe acolo, trăgea și cu pușca. Dar prima mea experiență cu Internet Cafe a fost, am luat 2 ore, am închiriat 2 ore, ți-am dat 20.000 și am jucat NFS Porsche 5 sau, opa, o bâtă, NFS Porsche 5 sau NFS 5, mai pe scurt, da? Ne-a băgat băiatul de acolo la calculator, ne-a băgat, ne-a făcut multiplayer, aveam noi habar, server spuneam noi, ne-a făcut server acolo, ne-am legat cu mașinile pe acolo, habar, n-avem nici să schimbăm mașini și alte chestii, da? N-aveam pe vremea aia calculator acasă și atunci WASD și ne jucam cu mașinuțile, da?
Asta a fost prima mea, e curățenie, dat? E curățenie, mai pe aici câte o urmă de asta de, zice să pornesc cu corentul, da? Lăsăm și noi astea, unde o să lăsăm asta, într-un colț pe aici. Stă așa, n-ai suspendat? Hai mă, lângă. Și în sfârșit. Corentul de aici a pornit. Da? Era o întreagă isterie, toată lumea se ducea la internet cafe, se închiriau cu, înainte, să zic, vai, să cumpăr de pe Zamazor, ce e asta? Și mai era o chestie, mai era o chestie, cum să punem asta? Mai era o chestie, te duceai și jucai toată noaptea, se numea Full Night sau All Night, și cum să punem asta aici? Așa, cu stânga. Bank. Să punem tastatură, mouse, cu tare ce să cumpărăm. Asta pot să iau de aici? A, pot să iau și pot să pun unde vrea mușchi. A, este aici la lume. Da? Era ca un fel de ofertă, dar nu mai plăteai la, oră, plăteai la full night. Păi de scaun de plastic. Scaun de gaming, tate ce de plastic. R-ul sucește așa, Q-ul sucește așa. Și închiriai, cum îi spune, închiriai toată noaptea, plăteai mai puțin, gen dacă stăteai de la 22 la ora, era internet cafe ăsta, full night-ul era de la 22 la ora 6. Asta ce facem? 25 de grade. Adică e mare temperatura pe aici. Să cumpărăm și aer condiționat. Și nu plăteai cum ar veni 80.000 sau cum ar fi acum 8 lei, plăteai mai puțin, era un fel de discount. Era un fel de program, un fel de pachet în care închiriai toată noaptea și stăteai și jucai mai... și mai era un joc pe care jucam pe vremea respectivă la internet cafe, Serious Sam. Serious Sam, super tare jocul pe vremea respectivă cu grafică. Ia stai așa un pic, a pornit calculatorul. Mamă ce... Butează, tati. Butează calculatorul. Da, după aia mi-a ocupat calculatorul meu și a fost acolo treabă, altă treabă mai simplă, dar mergem la internet cafe. Asta ce face aici? Word of commands, computer, wallpaper. Dă-mă să-i punem una frumoasă așa, uite asta. Și aici ce face? Request wallpaper, tocmai nimic. Mai cafe. Uite, puteți să cumpăr, ne extindem spațiu. Da, deocamdată nu extindem, deocamdată uși, ce-i pe aici, speakere, ăsta, boxe, putem să colorăm, ne costă $200. Hai să dăm o culoare frumoasă, roz, uite, galben, uite asta, a schimbat culoarea la asta, calculatorul de bază, putem asta care ne-a stăm noi acum pe el, putem să schimbăm $250, 600, 400, scaune, birou, putem să punem și LED-uri. Hai să nu băgăm bani deocamdată, hai să băgăm bani în internet. Zice că trebuie să comandăm. Zamazor, bă, este iconul de la, știți voi, celebra site de cumpărături. Ăsta e Zamazor. Și intrăm aici. Și de aici să cumpărăm un aer condiționat, vreau că e prea... Hai să mărim și o imagine aici. Și să luăm pe ăsta, 499, 1000, 1100, n-avem bloc și nu e mai ieftineal așa. Zice să cumpărăm calculator, scaune, ia uite tate, joystick, keyboard, $200, aici prețuri pe aici, câți bani avem noi? Avem 1800, nu știu, e pe ieftineal tate, 100, tastatura 100, tastatura, lămpi, monitoare. 150, luăm de la cutub, dati. Luăm cutub. Am mai acolo, până ajungem la LED-uri, ia uite cât costă, 1500 numai Pro Gaming. Uai, asta luăm. Am și un mouse. Mamă, ce mouse aici. RGB, gamer, $800 un mouse. N-avem noi bani ăștia, luăm și noi pe ăsta mai pe ieftin, așa. Mouse pad, unde acel, așa că nu luăm. Painting desk, nu luăm o dată, TV. Bă, cred că am luat tot. Cred că n-am luat calculator. Ia stai, uite-mă un coș. Monitor, tastatură, aer condiționat. Și ce-am făcut de-aia? Și uităm înapoi aici.
Mă gândeam că am pierdut coșul. Și să cumpărăm și calculatorul în sine. A, uite aici. 145. 1750 computer de gaming, tati. Pro gamer. Ce mai, tati. N-a venit banii și deocamdată. I-am băgat pe asta aici. Hați. Complet ne costă 967 de dolari, 1800. Hai să-i dăm pe cea. O dată. Și de asemenea, mai avem de făcut ceva aici interesant. Cum să închide asta? Să ies din aplicație. Ah. Aplicații. Aplicații, trebuie să instalăm niște chestii pe calculatoare pe aici. Dar deocamdată nu avem calculatorul. Ah, asta putem să instalăm, ia să vedem. Deci intrăm aici. Intrăm aici. Un fel de Spotify. Aole. Un fel de Steam. L-ai scris ciudată. Este, bă, sunt un pic reproduse miner. Programul instalarea unui miner device. Un antivirus. Băgăm și antivirus. O bază de date unde poți căuta, unde poți angajați să-și caute de lucru. Da, asta mergeam la internet cafe și pentru să mergi la calculator să-ți cauți joburi. Ce-am făcut? Cineva mi-a închis curentul pe aici? Ce s-a întâmplat? Mamă, ce culoare am făcut și eu la asta aici. Au venit, a venit Marfa. Ia. A venit mouse-ul. Trebuie să punem. Mamă, ce mouse a luat și eu. Bă, sărăcie, bă, ce-a făcut? Cine m-a bătut? Și-a lăsat acasă iar la nevastă și la... Haide, tate, pești tu la muncă? Send the job. Nu, tate, care dispoziție? Proastă, sărac. Bă, ce mi-a rămas alea acolo? Dar care mi-a dat pe perversa de pe târnul Ogna? Să pună produsele și să dau... Deci aia că mi-a rămas salvarea. Deci mi-a rămas acolo produsele și să le așez pe alea și să dau drumul la computer. Nu? Așa zice, să fie computerul ready. Hai încă o dată acolo. Da, deci asta era treaba cu internet de cafe, mergeai acolo să-ți bagi un CV, să cauți niște date, nu era așa de dezvoltat, băi, tot ridică mâna să nu se vadă, să vede degetul meu bandajat, cu bandaj albastru, cu bandaj verde, care de la Chroma Key nu se vede. Da, ce faci, boss? Deci mergeai la... Eu știu totul în acest oraș. Deci proprietarul noului internet cafe. Trebuie să construiesc un ăsta de un miner de Bitcoin. Da, am 100, na. Mă dau 100 de dolari acum să mă învețe băiatul cum să fac Bitcoin. Mergeai și scaut? Băi, dar e foamelul ăsta, amicu. Hai să căutăm de mâncare pe aici. Pepene, mere, unde mâncăm? Uite aici. Merge, doamnele, merge? A plecat când am venit eu. Băi, asta nu e ok, cu țigarea în gură să vezi ce mâncare. E asta sau ăsta? Cred că e mai mult băiat. Hai că am și servit masa. Fetele au plecat de aici. Uite, aici mai e un garaj cu intre, ai barbershop. A, am crezut că tot internet cafe. Da, deci mergeam la acolo să mai caut informații, dar nu era așa dezvoltat Google-ul și astea, nu știu dacă era și cu YouTube-ul pe vremea aia. Bun, am luat mouse-ul. Avem computerul, tati. Vai, ce... Opa. Pune-ne computerul aici la perete. Ce-a făcut ăsta, mă? Bă, ce faci, mă, aici? Mi-a bubuit tot pe aici, mă. Aaaa, bă, ciudat joc. Dați un picuț așa să luăm asta de aici. Nu mai ajut, pot să pun, nu pot să pun pe ăsta. Ce-a făcut ăla, mă, ce l-a dus capul? M-a bubuit mie aici astea. Dă-mă să punem partea asta la ta, mă.
Lumea rea, maică, deci numai asta, ia. Să ne punem scaun de gaming aici. Să ne punem și V-oza frumos. Și acum să le punem înapoi astea, pardon. O dată. Să punem și the mouse-ul. Hai. Ce s-a bubuit ăla? Ce e asta? Tastatura? Asta-i monitorul. Hai să punem monitorul prima dată ca să facem... Ia. Să pun mai în spate ca să pot să pun și tastatura. Mă lasă? E de la cu tub, tati. Așa am avut și o prima dată calculator și ăsta cu tub. Monitorul cu tub. Deci nu mai vă râdeți că... Ia. Așa, acum s-a pus wallpaper-ul că l-am pus eu de aici. Hello, Mr. President. Și aici este aer condiționat. Îl punem și noi aici, ia să vedem. Ceva de genul. Și intrăm, băi. F. Îl dăm pe auto. Așa, tati. Păi și acum dacă dăm cu... Ia. Tot e căldură. 25 de grade. A? Stai că am vrut să-l las pe masă, da. În sfârșit. Tastatura mouse, am pus calculatorul cu tare. Bă, mi-a făcut ăla pe aici, nu mai deranjează-te. Și asta îl punem aici, la cap, să vedem și noi lumina noastră. Așa tătuț. Da? Acum, teoretic, zice să deschid cafeneaua. Butează asta? Vreau să văd dacă s-au downloadat acele jocuri și alte chestii ce am făcut acolo, ca să putem să vedem dacă atrage lumea la treaba asta. Butează. A downloadat jocul ăsta și ăsta. Ăsta. Da, avem... Deci poate să asculte lumea muzică la noi, poate să se joace pe astea, poate să mineze, nu știu, ce e asta, scaneze. Sau să-și caute un loc de muncă, tati, că așa văzut. De asta mergem la internet cafe, să ne căutăm locuri de muncă, să căutăm... Dacă mergem la un interviu... și dăm acum open. Să aștept primul client să vină. Pardon. Îi dăm cu Q de aici. Și așteptăm frumos. Hai să dăm și noi un pic de mop aici, este curat, dar să fie... Mamă, dar pădeaua asta... Hai de tati. Băi, podeaua asta, am schimbat noi perete, dar podeaua asta a rămas mizerabilă. Știți ce trebuie să... Ia. Mama, da. O să ne facem noi mai mare spațiu pe aici, dacă am dată... Băi, ia să vedem. A venit anti, să rămână... Mamă, ce tricou aveți. Am supărat așa pe viață. O, ce tocuri are. Ia, stați un picuț așa, că trebuie să dăm aprobare aici. Ați request, vrea 30 de minute. You have... am făcut cu tutorialul. Pot să mă joc cum vreau. Mai sunt câteva quest-uri de luat pe în jurul orașului. În oraș, pardon. Jocul salvează când tu dormi. Acum mergem acasă și dormim. Da, aprobare. Ia. Yeah. Să uite la Dalea, bă, ce faci tanti acolo? Rușinică, să uite la niște Dalea. Lasă-mi pe bani aici, ce faci? Băi, putem să facem noi aici un tarif, ceva? Ia să uităm. Unde? Mai, uite, s-a umplut asta de pe aici. Mai cafe. A plătit ca fără să plătească, bă, primul meu client, bă. Primul meu client, ia să dea. E încântată că pleacă. Știu, pe banii mei, primul meu client mi-a tras țeapă, frate, primul meu client, prima mea clientă. Ce bă, că e frumos. Ce-a făcut? Dacă a venit unul aici. Ia zi, boss. Dar ți-i dă șoț aprobare. Ăsta vrea... Nelim... A?
Păi poate joacă ăsta, a? Ia să vedem. Uite mă când dă banii, mă. $2.50. Hai mă, primul client. Băi, trebuie să iau ceva de haleu. Unde era ăla cu... Bă, poate nu mi-e ceva de acolo din... Ia. Uite aici, băi, frate, cu green screen, cu astea. Uite, bă, cum face fata streaming, ce face aici? Uite, calculator șmecher are. Hai să luăm și noi masa un picuț. Băi, am făcut și noi $2 acolo. Bă, dar nu pot să comand mâncare de aici, de pe... Best PC Parts. Păi ce vreun magazin, ceva de vânzare? Avem un client. Gata, boss, ne-am întors. Ia să te vedem, tu ce vrei să faci? O oră, ia tati o oră. Ia să zice spune lumea aici. Cum nu are jocuri? Gunoi. Cum nu ne-am băgat acolo Steam-ul? Asta stă pe inter. Care mi-a dat omul? Băi, du-te, și-am dat acasă el la doamna aici. Frigiderul e gol. Doamna nu vrea să muncesc, care frezoane. Păi și care mi-a dat... Care mi-a stins lumina din buton? Mi-a dat shutdown. Vine mă liftul sau... Hai că vine. Să-mi iau bodyguard? Hăți, hăți. Etajul 1. Dar nu există parter aici, direct etajul 1, 1, 2, 3. Gata, am plecat. Complicată treabă. Dar cineva mi-a stins lumina. Care e ăla? Cum l-a făcut pe ăla care m-a... Ia. Să rămâna. M-am zis că e de aia din anime-uri de alea. Best PC part. CD-uri goale. Bătă. Ai, te poți să le cumperi de la asta. 400, 1000. Au te consola aici, tati. 2500. Deci pot să-mi pun asta aici frumos. Și acum pot să car mai mult obiect în același timp. Da? Am rucsac, tati. Da, hai să mergem înapoi la sală, vedem, poate găsim pe vreunul, să mai facem noi rost de un bănuț. O, mâncare avem. Ia. Mamă, ce mizerie aici. Și-o prins și curentul. Cum n-a fost nimeni, dar mizerie este la greu. Care e combinația? Ia. Ia, tata, mă, așez un pic pe scaunul meu ca lumea. A? Mai trebuie dat un pic, uite, mai aici o urmă de... A, dar spune că e clean. Dar nu-i problema, hai mă să fie totuși. S-a fi oprit internetul? Ia să vedem dacă eu... Mamă, până butează asta, titit. Booting. E pornit. Mă costă $300 să angajez pe un bodyguard. Pot să fac bucătă, pot să fac și cu mâncare. Deci dacă dau $300, dar n-am bani ăștia, am bani ăștia, am 220. M-aș părzi de să nu mai plece ăsta. Să mai plece afară să plătească. Asta ce face? Hackerește. Pe asta le-am dat pe toate. Dar nu-mi place că ăla a zis că nu găsește jocuri, mă. Cum facem noi să avem jocuri multe? Steam. Să cumpărăm jocuri. 120. Să cumpărăm un joc, mă. Dați un picuț așa că avem aici o cerere.
Request approve 2 ore. Oh, așa da, tati. Mă, da, nu pot să schimb eu de aici. Prețuri, alte chestii, orders. Uite aici, change price, normal. Dacă îi dau, uite mă cum face asta, cum crește. Oh, pe 2 ore. Ia uite cum crezi bănuții aici. Dacă îi dau mai sus. Hai să nu ne băgăm la bani, așa că deocamdată nu avem ce să oferim. 25. Păi și atunci, deci dacă intrăm pe Steam, cumpărăm jocuri. Kitchen. Asta seamănă cu Fortnite. La scris la alte chestii. Am să luăm și noi ce joc să luăm noi pe aici. Warcry Classic. Hai mă, să luăm pe asta, pentru că tot seamănă cu... Așa, tati. A? Bă, poate nu pleacă și asta fără să pătească. Nu că... A? Bă, tot se uită la dalea, mă. La filme dalea. Ia. Boss, ceva, un joculeț, ceva, nu bași și tu? Hai că am luat joculeț. Ce coadă are câinele ăsta, mă? Ia că-mi dă bani. E ăla de la... 74 de dolari. Aaaa, așa tati, hai că începe să meargă treaba. Ia să vedem ce recenzie ne-a dat nouă. Unde e? Asta fi ultima? Hai că a venit încă unul. Stăm aici, pregătiți. Ia tati, cât vrea ăsta micu? 2 ore, bun, 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 bun. Bănuți cum avem? Avem 174. Hai mă, că a început să ne meargă. Băi, sper să luăm bani. Eu pot să mă joc și eu pe aici? Deci, 174. Avem și un joculeț acolo. Deci asta putem să angajăm. Uite mă, putem să ne angajăm o grămadă de chestii. Mascotă! Uite, unul care să ne curățe în... gen cum este la Gas Station Simulator. Să ne curețe. Gunoiul. Ăsta care bate pe aia, care pleacă fără să pătească. A, pe stai mă, că acum la început suntem și noi așa, dar după aia ne revenim, tati, angajăm oameni. Oh, a luat calculatorul. Mamă! Da, un pupa de spumă. Băleu, sariți, arde! Ăla n-avea nicio treabă. Ia, tati, ești bine? Lasă-l mă în pace acolo. Păi da, asta trebuie umplute cumva. De unde știu cât are pe... Scrie undeva? Nu scrie. Sper să nu se consume... Ia. Băi, dar tot să uită la filme de alea. Dacă vine acum. Banu, tati. Banu. 74. Băi, pe 2 ore bine, 74 de dolari. Ia. Hai să mai cumpărăm jocuri. Deci dacă dai ce nu ai, ai scris clar că aici angajezi cu tare. Minerul, ce face asta aici? Nu știu ce face pe aici, dar deocamdată nu ne interesează. Ia să vedem ce zice asta. Totul asta spune că e, a? Dar nu, sau care e ultima lua asta? Mamă, ce reclamați avem! Facea pipi în pantaloni! Nu avem toaletă. Păi de unde vrea dacă nu avem spațiu și nu e pe aici. Hai să mai luăm niște jocuri. Ce joc să mai iau pe aici? Cyber... ce e asta? Comercial. Hai mă, să luăm pe ăsta. Avem două jocuri, nu? Avem două jocuri, tati. Luam că... V-am spus că era... mergeam la cafea, era Counter-Strike 1.6. Și eu jucam pe vremea aia, ăla, cum îl cheamă, tati, Project EG2. Hai să punem mâna pe mop, pentru că deocamdată nu avem angajați. Ia. Așa, tati. E curat? Bă, mi-aș, dar n-am bani, dar mi-aș cumpăra un birou. Opa, a venit, mama, a venit musculosul. A venit musculosul.
Lăsăm asta așa. Imediat, imediat o să dau aici aprobare. Request. O oră. Ia tate, o oră. Ia să vedem. Ce face asta într-o oră? Păi, v-am luat jocuri, mă. Toată lumea stă pe internet, stă pe YouTube asta. Uite, mă, și sigla la... A? Și-a pus mâinile în cap. Ia să vedem cum e cu temperatura. 25 de grade. Temperatura automat. Nu, e pus pe automat. Sau care e treaba? Da, e pus automat. Ia dat. Bă, să pleacă să fără să pătească. Stai un pic, boss. Păi... Să poată așa ceva? Nu mai mergi, dati. Trebuie să mă știești de jupun. Deci, cu timpul să angajăm pe unul care să bată pe treaba asta pentru noi. Păi da. Pleci așa fără să plătești? Te-ai uitat pe YouTube acolo? Ai, pe să pune tate problema așa. Unde-i tate? Mizerie pe aici? Dacă mi-am luat-o și eu. Mi-am luat-o și eu, tate. Am venit cu mop acasă. Iar n-am mâncare. Iar n-am mâncare. Am dat-o, dar am și luat-o. Deci, ce pe treabă. Păi, e bine că merge internet cafeu. Mi-a luat foc calculatorul. Asta nu se mai pune. A plecat primul client fără să plătească. Asta nu se mai pune. A plecat încă unul fără să plătească. Dar l-am, să pune că i-am dat-o la mufarină. Da? I-am dat de la înjulit. Dar am și luat-o. Nu e problemă. Băi, liftul ăsta trebuie un pic. Bun, stai făcut ceva, că de cam zdrâncină pe aici. Ia. Hai, ușurel. Eculețe. Bine că e curat pe stradă. N-avem mâncare. Ce-o stă, bă, cu mascat ăsta, mă, n-ai treabă cu el, mă. Dă, tate, și mie aici un sandwich, ceva, o. Pe unde e, mă, ăsta? Uite-l, mă. Bă, iar e mizerie, mă. Ia. Băi, mizerie. Deci nu vin clienți câte mizerie să facem, mă. Nu știu care e treaba aici. Ia. Deci dacă n-am dat cu mopul ăsta cu clăbucelă... Opa! N-am să pot anti, mă scuzați, mă scuzați. Ia, tati. Vrea două ore. A, altă treabă, nu. Altă treabă. Ia să vedem ce face domnișoara. Să joacă așa că avem două jocuri, am cumpărat. Uite, mă, că se joacă, mă. Așa, mă, tanti, mă, așa, mă, tati, mă. Ce-a făcut, te-am pușcat? Dă-i eu, dă-i eu, dă-i acolo, dă bomba în B, dă bomba în ăla, alea. Tati, un pic, avem ceva aici, a scris. Calculatoarele nu sunt de nefolosit. Sunt pline de virus. Oh. Ia. Păi putem să facem ceva cu asta cu virus? Ia să vedem. Da, putem să curățăm de virus? Virus scanner. Star scan. A, și avem două calculatoare la rețea. Asta al meu, la care lucrez. Și al lui domnișoara. Pot să-i cumpăr virusul, să cumpăr virusul premium. Și zilnic când scanează automat pentru 50 dolari. Băi, o grămadă de bani, frate, să-ți dăm. Ce-am închis asta? Merge în continuare? Avem 140 de dolari acolo. Dați un pic să facem când pleacă domnișoara. Sper că nu pleacă fără să plătească ca să o oblige să bată o femeie. Ia. Hai, hai, dăm bani, dăm bani, dăm bani. Așa, tati. 54 de dolari, tati, altă treabă. Altă treabă. Hai să dau o scană de virus, dacă tot a zis ăla că e cu virus. Ia să vedem. Star scan. Da? Fuge unul pe acolo. Stați un picuț așa. Avem 194 de dolari. Subțirea nu, tati. Dar ușor, ușor putem să facem rost. Atâta să cumpărăm un calculator, dar nu avem bani, tati, să facem rost de un calculator.
Sau aș putea să cumpăr ea, să mă uit pe sala de... Mamă, dar până scanează pe asta. Păi eu pot să ies de la calculator acum, dacă plec. A, deci eu văd treaba mea, n-am nicio treabă cu problema aici. Și am mai zis că pe aici pe... Ce-a făcut? S-a închis curentul, mă. Și acum probabil că s-a închis și scanarea. Aolea. Am probleme cu curentul până butează, până astea. Complicate situația mea. Bun. Păi, până una alta am dat drumul la Star Scan încă o dată. Nu o mai dau. O mai dau că n-are rost. Ia, pe aici ce mai zice? Computerele merg încet pentru că sunt pline de virus. Deci să dăm o scanare de virus neapărat la computere. Da? Bun. Cam atât pentru astăzi. Cam atât cu Internet Cafe-ul. Am dat drumul la Internet Cafe. Avem aici un număr de calculator. Facem și un ceva bănuți. Dar promit că o să facem mai mulți bani, o să investim mai mult, o să aducem și ceva angajați care să ne mai preia din atribuții, da? Ia uite-l pe nenea, poftiți. Dați un pic, ce vrea, ce vrea nenea. Vrea și la jocul sau vrea numai la... Ia de aici. Ia să-l vedem pe nenea. O oră. E bun, decât deloc. Numai să plătească, că dacă nu plătește, avem aici o bâtă cu care îl... Stă pe YouTube și asta. Da. Băi, poate nu vede, este bubuiar. A plecat. Bun, deci cam atât este cu Internet Cafe-ul pentru primul episod. Ce ai, mă, nene? Ce s-a supărat? Da, am dat drumul ușor și o strângem bănuți și investim în mai multe calculatoare. Putem să punem și console. Lumea se simte bine pe aici și am văzut că face și rost de bucătărie. Să fie bine pentru toată lumea, să facem cât mai mulți bănișori. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la viitoare, să știu călduros, salut! Tot pe să luăm banii de la... Ia! Am luat banii! Have a nice day!